din cadrul comisiei. Da, prin vot. Un alt prin vot. Prin vot. Alegeți comisia, un alt președinte. Pentru această ședință. Cu bară. Cu bară ca la primar. Vă zic să-l schimbați să-l schimbați, dacă tot. Nu, 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 dăm citirea procesului verbal al ședinței anterioare, proces verbal numărul 12, ședință ordinară a Consiliului Local Dobroiești, 22 iulie 2021. Consiliul Local Dobroiești a fost convocat prin dispoziția numărul 198 din data de 9-7-2021 a primarului Comunei Dobroiești, domnul Condu Valentin Laurențiu, pentru azi, 22-7-2021, ora 13, în sala de festivități a Amfiteatrului a Școlii Gimnaziale numărul 2, strada Agriculturilor 18 Doriști, Comuna Dobroiești, județul Ilfov. La această ședință a Consiliului Local sunt prezent 17 consilieri din 17 funcții. De menționat este faptul că domnul consilier Cojanu Ștefan a formulat o cerere la data de 27-2021, prin care a solicitat participarea la ședință prin mijloace electronice online. Astfel, având în vedere discuția articolului 137 al minatului din codul administrativ, domnul consilier Cojanu Ștefan va participa la această ședință online. Secretarul general constată faptul că ședința este statutară și o declară deschisă. Se dă citire procesului verbal numărul 11 al ședinței anterioare extraordinare de data din data de 1-7-2021. Nu sunt alte discuții și alte observații. Se supune la vot procesul verbal. Se votează cu unanimitate de vot. Președintele de ședință, domnul consilier Ivan Alexandru, ales prin hotărârea Consiliului Local numărul 42-11-2021, dă citire procesului ordine de zi, înscrisă în dispoziția primarului astăzi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului de activitate sportivă, promovarea sportului de performanță și a educației prin sport a ACS Unirea Dobroiești și a contractului pentru anul sportiv 2021-2022 între Consiliul Local al Comunei Dobroiești și ACS Unirea Dobroiești. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui documentativ de urbanism, planul urbanistic zonal pentru modificări zone funcționale în zona centrală a satului Dobroiești, Comuna Dobroiești, județul Ilfov. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri care se va încheia cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului. Domnul primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre respectiv, proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale asociației de dezvoltare intercomunitară pentru transport public București din Sfânt. În urma voturilor exprimate, ordinea de zi a fost votată atât ce inițială cu suplimentarea acestea. Președintele de ședință informează consilierii prezenți cu privire la faptul că membrii USR au depus în cursul zilei de 22-7-2021, consilierii USR, amendamente față de proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. Astfel, aceste amendamente vor fi discutate la fiecare punct al ordinii de zi. Începe ședința. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării programului de activitate sportivă, promovarea sportului de performanță și a educației prin sport. Președintele de ședință dă citire amendamentului depus de USR. La punctul 1 de citim amendamentul. La punctul 1 de ordinea de zi, finanțare proiect program sportiv ACS Unirea Dobroiești, consilierii USR se declară pentru finanțarea atât a asociației precum și a sportului și încurajării sportului pe raza Comunei Dobroiești pentru copiii noștri și pentru sănătatea acestora. Cu toate acestea, remarcăm în cadrul proiectului că suma de 600.000 de RON este alocată pentru anul 2022, face contravine executivei bugetare în lipsa unui buget aprobat. Până la aprobarea bugetului pe anul 2022, nu putem să angajăm cheltuielile, iar alocările multianuale pe secțiunea de funcționare sunt interese conform finanțelor publice. Propunerea noastră este să modificați contractul pentru suma alocată pe 2022, menționând finanțarea aferentă a anului 2022 până la aprobarea bugetului pe anul 2022. Se poate face limita de 1 pe 12 vis-a-vis de suma alocată în 2021 în fiecare lună.
iar după aprobarea bugetului pe anul 2022, limita maximă de 600.000 pe întregul an, dar nu mai mult decât suma aprobată prin bugetul anului 2022. Domnul primar explică modalitatea de finanțare a asociației, consideră pertinent amendamentul până la un mic punct, în sensul că finanțarea se face doar cu ceea ce este aprobat în buget pentru anul 2021. Astfel, chiar dacă finanțarea acestei asociații este pentru an contextual, bugetul din 2023 nu vor putea fi cheltuite cât după ce bugetul de venituri și cheltuielile Comunei Dobrogei va fi adoptat pentru anul 2023. Se face mențiunea până la sfârșitul anului competițional. În acest sens, contractul se va modifica cu sintagma pe întreg anul competițional. Domnul consilier Mitran Sorin susține faptul că contractul supus dezbaterii nu este acoperit de bugetul nostru. Nu mai sunt alte discuții. Proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local. Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre. Astfel cum a fost discutat, se votează cu unanimitate de voturi. Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi, dar niciun vot împotrivă, nicio abținere. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unei documentații de urbanism, planul urbanistic zonal pus pentru modificări zonale funcționale în zona centrală a statului Dobrești, comunal Dobrești, de Tulipo. Președintele de ședință aduce la cunoștință amendamentul depus de consilierii USR privitor la punctul 2. Referitor, îl citesc din amendament, referitor la, privitor la punctul 2, respectiv proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii unui documentat de urbanism pus pentru modificarea zonei funcționale în zona centrală a Comunei Dobrești, vă rugăm să aveți în vedere observațiile de major. 1. Hotărârea propusă are caracter normativ și nu individual, cum ați menționat, cu atât mai mult cu cât inițiatorul documentației este Primăria Comunei Dobrești. Considerăm că actul în discuție este act administrativ cu caracter normativ, întrucât caracterul de act administrativ normativ este stabilit în mod expres în art. 32 alineatul 5, litera A și art. 47 alineatul 5 din legea 350/2001. Planul urbanistic zonal fiind un instrument de planificare urbană și de reglementare specifică prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică a unor zone determinate și asigură corelarea programului de dezvoltare urbană a zonei cu planul urbanistic general, actul cuprinzând astfel regul general de conduită impersonală. Vă rog să mai aveți în vedere faptul că PUZ-ul modifică regimul stabilit prin planul urbanistic general, iar modificarea unui act poate opera numai prin acte juridice de aceeași natură. Actul are caracter obligatoriu pentru un număr nedeterminat de subiecte de drept și situații juridice și numai criteriile pentru stabilirea destinatarilor sunt determinate. Astfel că dacă beneficiarii indicați în PUZ vor transfera drepturile asupra cărora pot să dispună în cadrul unor raporturi juridice de drept privat, în special acele drepturi de care pot dispune izvorâte din actul administrativ individual, autorizația de construire subsecventă, dobânditorii sunt obligați să respecte reglementările dânsă. În plus, este obligatorie respectarea PUZ în cazul tuturor autorizațiilor de construire care se vor emite pentru acea zonă, indiferent de destinatarul, favoarea cărora s-ar emite în sprijinul argumentelor prezentate, potrivit cărora suntem în situația unui act normativ și nu individual, stau și dispozițiile la legii 554 din 2004, articolul 2 alineatul 1 litera C, precum și decizia în alte curs de casație și de justiție, numărul 1718 din 2013. Nu în ultimul rând, vă rog să aveți în vedere că în alta curte de casație și justiție a tranșat definitiv această chestiune cu decizia numărul 12 din 2021, care a admis și a stabilit o hotărâre Consiliului Local de aprobare a unui PUZ reprezintă act administrativ cu caracter normativ. Pentru aceste argumente, vă rugăm să aveți în vedere respectarea prevederilor din legea numărul 53/2003 privind transparența decizională, precum și metodologia de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planului de amenajare a teritoriului și urbanismului aprobată prin ordinul numărul 2701/2010. Punctul 2. Considerăm că nu este o oportună alocarea de fonduri din buget pentru interele elaborării unui PUZ care este posibil să nu respecte legea spațiilor verzi 24/2007 și legea apelor 107/1997 și 13/2004. Pe fondul proiectului de hotărâre raportat la referatul de specialitate, observăm că se propune modificarea funcției CIE zonă verde de sport și de aliment și
se menționează că nu se vor pierde suprafețe de spații de sperat la localității Dobroiești, care este pretinde că primăria comunei Dobroiești ar fi amenajat un spațiu verde experimental în zona intersecției străzii Caișului cu strada Prunului, pe terenul suprafață de 1.131 metri pătrați și care în plan amenajează un spațiu verde pe terenul suprafață de 2.198 metri pătrați. Precizăm că nu suntem de acord și ne opunem oricărui proiect ce ar conduce la diminuarea spațiului verde. Legea 24/2007 privind reglementarea administrației spațiilor verzi, articolul 16, autoritățile administrației publice locale au obligația să țină evidența spațiilor verzi pe teritoriul unităților administrative prin constituirea registrelor locale ale spațiilor verzi pe care le actualizează ordonanțele interimare administrării. Articolul 17, obligația organizării și conducerii registrelor spațiilor verzi devine autoritățile administrației publice locale. Prin excepțiile de la prevederile aliniatului 5 se pot amplasa pe un spațiu verde alei, pietonale, mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă, construcții pentru expoziții și activități culturale, construcții ușoare cu caracter provizoriu pentru activități de comerț și alimentație publică, grupuri sanitare, spații pentru întreținere, dar numai în baza unui documentații de urbanism pentru întreaga suprafață spațiului verde și cu obligația ca suprafața acumulată acestor obiective să nu depășească 10% din suprafața totală a spațiului verde. Terenul înscris în cartea funciară ca fiind în categoria curs construcții, terenul ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi în sensul legii decât după îndeplinirea procedurii de expropriere conform legislației în domeniu. Din plașele trimise în cadrul proiectului de hotărâre, cele două terenuri par a fi la o distanță mai mică de 50 de metri de zona de protecție a cursului de apă. Mai jos le dăm articolele de lege. Lățimea zonelor de protecție este stabilită conform anexului numărul 2, care face parte integrantă din prezenta lege. Aplicația în funcție de specificul local a regimului restricțional de folosire a terenurilor din zonele de protecție din zona DIGMAL și din activări nepermanente se asigură de Administrația Națională a Apelor Române. Lățimea zonelor de protecție în jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare în lungul cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor și altor lucrări hidrotehnice. Lățimea cursului de apă, sunt câteva date tehnice pe care le veți vedea, nu le mai dau citire. După citirea amendamentului consilierului Buzăre, domnul primar informează consilierii în sensul că zona care se dorește acum să se modifice a primit ulterior alte funcțiuni față de cele intrastabilite la momentul la care s-a demarat planul urbanistic general. Se va încerca să se țină cont de cele solicitate de dumneavoastră. Totodată, procedura pentru modificare UZ va fi urmată în integralitate, în conformitate cu prevederile legale. Nu există registru al spațiilor verzi, însă în cel mai scurt timp posibil va fi pus la dispoziție după terminarea cadastrării spațiilor verzi. Până la acest moment nu s-a finalizat procedura pentru toate spațiile aprobate. Nu sunt alte discuții. Proiectul a primit aviz favorabil din partea Comisiei de Specialitate din cadrul Consiliului Local. Președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre astfel cum a fost discutat. Se votează astfel. 15 voturi da. Domnul consilier Ivan Alexandru, domnul Enculescu Valentin, domnul Florea Valentin, domnul Nicolae Răzvan, domnul Enculescu Silviu, domnul Radu Marian, domnul Giulia Viorel, domnul Ivan Florin Brăduș, domnul Costache Mihai, domnul Enculescu Alexandru, domnul Bojan Ionuț, domnul Dumitru Alexandru, doamna Căpărdea Florentina, domnul Sameș George, domnul Pene Florențiu Iulian. Două voturi împotrivă, domnul consilier Cojeanu Ștefan, domnul Mitran Sorin, niciun vot abținere. Proiectul a fost adoptat cu 15 voturi pentru, două împotrivă. Punctul 3. S-a menționat că amendamentul a fost aprobat. S-a și modificat contractul, ok. Da, este modificat exact așa cum s-a spus.
Nu e nicio problemă. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri ce se va încheia cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului. Se prezintă proiectul că și necesitatea acesteia de a fi votat, se explică faptul că din anul 2023 se dorește să existe un singur operator din punct de vedere a gestionării deșeurilor, se impune diminuarea capacității tubelelor, astfel încât populația să fie nevoită a recicla. Prețul tonei de gunoi menajer a ajuns la 360 de lei pe tonă, crescând de la 180 de lei. Nu sunt alte discuții, proiectul a primit aviz favorabil, se supune la vot, se votează cu unanimitate de voturi. Și proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public cu Crești de Post, domnul primar prezintă proiectul și necesitatea adoptării hotărârii. Menționează faptul că de la data de 1 a 8-a 2021 prețul călătoriei se majorează. Doamna consilier Sofia Florentina propune confecționarea unor articole pentru ca cetățenii să fie informați. Nu sunt alte discuții, proiectul a primit aviz favorabil din partea comisiei de specialitate, se supune la vot, se votează cu unanimitate de voturi. Președintele este ședință, după consultarea consiliului, declară ședința parlamentară. Acum se pune la vot cu procesul verbal, cine este pentru, împotrivă, cu abținere, mulțumesc. Deoarece v-am spus mai devreme președintele de ședință, mandatul președintele de ședință a expirat, vă rog să faceți propunere pentru alegerea unui nou președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Propunem cu PNL imediat. Mai sunt alte propuneri? Supune la vot propunerea domnului consilier Bojan. Cine este pentru? Cine este împotrivă, se abține unanimitate. Domnul președinte, cu cine este? Primul mandat. Ce? Nu. Domnul președinte, până la acest, la primul mandat, în perioada de
Pe idee,
În acest protocol văd că este specificat toată perioada stării de alertă. Bravo. Orice contract ai să facem pe o perioadă. Foarte bine și rămâne corect. La nivel local, dau un exemplu, ferească Dumnezeu peste 5 zile, nu știu, cauza lipsei cadrelor, și automat ce face? Poliția locală noastră rămâne sub ordinea patrimoniului. De aceea, haideți să facem cumva și o perioadă, să dezmințăm oricum pe perioada de stări de alertă. Este perioada de stări de alertă, dar cum este? Dacă starea de alertă rămâne la încă 5 ani, acum încolo 10 ani, noi nu mai putem convenga pe perioada de stări de alertă trece, este subordinare. Și protocolul ăsta este pe toată perioada asta de alertă, corect? Așa scrie. Așa scrie conform protocolului. Da. Nu ne mai înțelegem. Nu ne mai înțelegem. De vedere al componentei Poliției Naționale la momentul ăsta, ca să facă treaba aici, trebuie să aibă un trio. Eu nu l-am de la Poliția Națională, pentru că nu sunt oameni. Eu am identificat că ar fi foarte bine să apelăm acum la chestia asta. Da, de la 19 luni ca să nu fie niște astea. Da, nu știu. După 12 luni putem prelungi. Facem o analiză privind acestitatea. Corect, corect. Bine, atunci trecem protocol, dar nu acum, dacă respectă neapărat, să se prestează de speciale doar pe... Văd în vedere că voința părților trebuie să accepte și profesionale. Asta este un cadru. Deci putem face orice modificare. Deci facem orice modificare și eu merg cu ea la inspectorat și o predim. Vreau și dus înainte aduce... Obligativitatea este pe perioada stării de alertă. Faptul că părțile avem aici în vedere Consiliul Local și Inspectoratul poate să deroge, dar să nu fie sub această perioada stării de alertă. Sunt alte localități care nu. Asta e un protocol, dar are nicio legătură cu legea. Poliția locală este subordonată Poliției Naționale. Nu. Dacă ar fi fost, nu mai are nevoie de aia. Deci atunci ai pune 12 luni și 2 luni. Ce girați la localității? Ok. Punem la vot. Mai aveam un pic ceva de adăugat. El, parcă am văzut, este stipulat cu radarul. Nu, eu adresa. Am pus și adresa aia ca să fiu informat. De aceea am citat când era cum uitam. Am avut o testă de bulevard. Da? Da. Victor Dumitrescu, un cetățean, a lovit un câine. Și a mers cu el sub mașină 3 de metri. În completare am să vă informez despre schimbul nostru de corespondență pe tema sprijinului pe care l-am solicitat celor de la Banca din Mon cu privire la o prezentă a unui aparat radar pe radar localității. Și am menționat și arterele principale unde ar fi nevoie de așa ceva. Mi s-a explicat că ceea ce au în dotare nu le permite să vină prea des la noi, au fost. Dar prea puțin în raport cu Ministerul și atunci am propus. Pentru că există această posibilitate și nu mai presupune să achiziționăm, să spunem, pentru un radar să ai o mașină specială, am propus că este să sprijinim cu un aparat din acela mobil. Propunerea a fost, să spunem, privită
pozitiv, urmează ca noi să, să bugetăm o astfel de dotare și să o folosim împreună cu cei de la Pantelimon. Necesită personal specializat, am angajat de și vor pune la dispoziție, astfel încât ceea ce avem plângeri pe Dragon, că discursul pe contrasens, că pe șoseaua Fundenii zboară la trecerea de Ghiton și a fost victime. Pe Victor Dumitrescu, că la mine în poartă a fost luat și vestea de cum de 3 săptămâni, mașină vită dragă. Multe alte aspecte de genul ăsta, un bicicluist pe Victor Dumitrescu, la tot. Mai ales la trecerea persoanelor care tranzitează localitatea și nu cunoaște specific, nu știu doar. Da. Problemele mari le avem cu persoanele care tranzitează. Este o mare, o cheltuie asta, care am investit undeva în jurul a 65.000 de lei. În care urmează să obligăm noi la rectificare. Dacă îmi permiteți, domnul primar, această problemă, care am găsit la ultima cu așa, dar am primit în ultimul timp foarte multe solicitări de a monta acele limitatoare de viteză. Pe, exact ce spunea domnul primar, pe rețele principale, gen Victor Dumitrescu și Șoseaua Fundeni, am primit. Numai că inspectoratul sau poliția nu ne avizează pe acele trasee unde începe PSD-ul. Așa, de ce am găsit? Al doilea aspect ar fi că după ce le montăm, în decurs de săptămână, exact. Doresc să le depărteze pentru că se se simte în casă, practic, mai ales. Atunci, de câte investim în ceva care deranjează în final, poate cea mai bună soluție. Chiar asta te-am primit la o solicitare de poate așa licitatoare de viteză de stat la lucruri, poate. Da. Și vă spune, vă scoate pentru că va fi secretă. Bun, hai să trecem la punctul 2. Până trecem la punctul ăsta, aș mai avea și un auziți o întrebare vis-a-vis de acel pistol de care spuneați. Da. Ele de cine pot fi achiziționate? Adică ele știu că trebuie să fie omologate. Nu. Achiziționează cu aparatură omologată, similară cu cele pe care aveau în dotare poliție. Doar că o vom face noi. Putem face noi, asta era întrebarea. Putem face noi? Putem face noi, punându-le prin comodat la dispoziția lor. Suntem folosiți pe Poliției Naționale, pentru că numai ei sunt avizați să... și să puneți execuția pe partea de drumul.
Vreți să... nu i-am dat aviz favorabil. Ce dată era termenul legat? Luna iulie. Bine, domnul primar. Îmi cer scuze. Domnul vice, dar să fim președinte. Bună la vot. Da, cine este pentru? Punct numărul 4. Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiție, modernizare, drumul DC3A, comuna Dobrogești, județul Limpot. Aici s-a reușit deblocarea acestei lucrări și pentru continuarea sa, având în vedere că lucrarea datează în 2018, s-a făcut o reactualizare pe baza componante, poate, nu? Care s-a tratat și permite reactualizarea prețurilor la material. Să sperăm că vom intra în linie dreaptă cu această lucrare, deși, în continuare, astăzi, ca să zic, în fapt, mea culpa, mi-am dat seama că avem, totuși, o problemă. Acul canalul comunale ne-a executat acordurile de apă și canal aferent de aceste rate. De ce aferent? M-a indus în eroare faptul că pe balanțe am văzut că există. Am crezut că au fost executate foarte. Ieri, astăzi, când am verificat, din păcate nu. Vreau să avem o discuție cu Facul Canal să vedem ce se poate face. Pentru că dacă mâine ar fi finalizat DG3A, chiar începe să spunem s-a deblocat situația de-a lungul acestei afere, o să fie să se avem roabe și canali. Nu știu dacă o să ne convine să distrugem această aferă. Da. Cu bani de luni, ce se mai poate face. Ok? Înțelegem cu toții de luni. Bine, să actualizăm indicatorii, mai ales pe urmă, dar știți că tot îi actualizăm de un an de zile și cam ne-am dorit să înceapă lucrurile. Ceea ce a durat mai mult a fost să delocăm un întreaga poveste care a fost împlicită, începută tot când. Nu vreau să unde s-a mai deteriorat din diverse cauze, s-a vorbit apă, va trebui să fie bine, dar va intra în forță dată chiar de la mine că poate să lucreze pe prețurile actuale, pe cele de 2018. Ce termen din discuția acolo? Nu știu că nu uităm. Nu știu cât a mai rămas din termenul de fapt. Bun, până la numărul 5. Proiect de hotărâre pentru completarea articolului 2 din HCR Dobrogei numărul 49 din 24.06.2020 privind aprobarea inițierii și elaborării planului urbanic funcțional pentru configurarea stradei statale pentru zona locuință între limita intravilanului de la 1.1.1990 și care aterează București Constanța Vitez Vircov. Aici avem și un amendament. Pe domnul Ștefan Bogeanu și Florin Bogeanu la Ospire. Efectul al proiectului de hotărâre construcție pe ordinea de zi a cerințelor ordinare a Consiliului Local al Comunei Dobrogei din data 30.09.2021, potrivit local de interes de Ștefan Bogeanu și Florin Bogeanu, propun următoarele amendamente. Efectul la punctul 5, respectiv proiect de proiect pentru completarea articolului 2 din facele Dobrogei numărul 49 din 24.06.2020,
privind aprobarea inițierii și elaborării scurt pentru configurarea tramei stradale pentru zona locuință între limita intrazanului de la 1.1.1990 și calea ferată București-Constanța, județul Ilfov, vă rugăm să aveți în vedere observațiile de mai jos. Numărul 1. Alineatul 2 al proiectului de hotărâre urmează să se amendeze cu următorul paragraf. Se exceptează de la restricția impusă la alineatul 1 din articolul 2, în sensul că se pot iniția documentații de urbanism pe terenuri ce au acces direct la un drum public modernizat și echipat edilizat corespunzător și propunerea unui punct de vedere al proiectantului contractual contractat, da? Conform articolul 3 din HCL Dobroiești, numărul 49/2020 și cu respectarea întocmai acestea. 2.1. Excepția este valabilă și în cazul în care proiectul pus ce urmează să fie aprobat se află în zona unui drum nemodernizat, dar care urmează să fie modernizat, iar lucrările de modernizare sunt deja bugetate și dispune de utilități, apă, gaze, de canalizare, electricitate. În cazul în care modernizarea drumului public presupune suprapunerea pe terenul ce urmează să fie modernizat, UZ va fi aprobat condiționată de donarea către UAT Dobroiești în prealabil de punerii documentației PUZ asupra peselor de teren necesare pentru lărgirea tramei stradale. 2.2. Nu se admit derogări de la prevederile PUZ care duc la schimbarea UTR, respectiv la modificări care majorează numărul de etaje. HMAC, PUZ, PUZ, procentul de spațiu verde în zonele ce permit construirea locuințelor individuale și locuințelor colectiv mici. L1A, L1B. Prin locuințe colective mici se înțeleg clădirile care au cel mult o scară și maxim două apartamente pe etaje, respectiv 6 apartamente pe scară. 2.3. Nu se admit derogări de la HMAS prevăzut prin UG în cazul în care HMAS propus prin UG depășește distanța dintre aliamentele drumului public la care terenul are acces. Punctul de ordine de zi, practic se regăsește astăzi din proiectul nostru. Dar din faptul că am constatat în această perioadă de când am dat hotărârea aceea de trama stradală, că avem două aspecte clare, să spunem. Una, exemplu clar de la fi strada Gării, unde noi nu mai avem ce să facem, ce să realizăm acolo și solicitările care au venit. Întrebările au fost pentru ce, de ce există blocaj pe această aferă când lucrurile sunt definitive, inclusiv asfaltul. Și mai avem o situație similară, în continuare, să spunem, cu strada Gării, dincolo de care se arată limita noastră cu voluntari. La fel și acolo este un drum, din măcar nu aparține nouă. Este administrativ voluntari care, unde pe acest drum au acces mai multe proprietări și drumul este dotat de tipul de asfaltat și există un blocaj, să spunem, nejustificat pentru aceste două atere. Inițial, propunerea pe care am care se permite să deblocăm întreaga zonă cu acordul celui care lucrează trama stradală. Nu am fost de acord, pentru că e mult prea permisiv și am invocat, să spunem, doar zonele echipate cu răspunzător și modernizat. Ceea ce a fost nasă, să spunem, pentru 2.1, propunerea de la 2.1, în vedere când eu înțeleg că e mai permisiv. Și pe acele drumuri care nu sunt modernizate. La ce v-ați referit? Ne referim la faptul că ele vin în completarea de ceea ce ați spus dumneavoastră acolo ca restricție și tocmai vine ca să trăim întâmpine situații cum avem, de exemplu, acum diverse lucrări blocate că nu se pot face drumuri sau trotoare sau, nu știu, la alinamente care sunt necesare pentru că trebuie să doneze sau să fie desfăcuviți anumiții proprietari. Și atunci ar mai fi o completare, dacă aici ar fi, nu știu, poate acum i-am dat seama, unde scrie modernizare, modernizat, iar lucrările de modernizare sunt deja bugetate, se poate pune și care urmează a fi bugetate. Da,
pentru a nu exista o... Eu o să vă spun de ce n-aș intra pe acest amendament. Și am să vă dau exemplu tocmai apelii despre care am vorbit. Deci E3A este bugetat în 2018. Da? Un astfel de amendament, dacă ar fi funcționat de după 2018, ar fi permis celor riveranilor să vină să facă fuzuri, poate la 2 km de localitate, să construiască și după aceea să ne pună într-o situație până la urmă, cum să zic, pe cea greșită ne prindă, pentru că noi n-am reușit să ajungem cu acest drum. Bugetat, început, da? O astfel de amendament de genul ăsta ar duce să spunem la astfel de situație. Nu, dacă ar fi completat cu celelalte. Aici ne-ar ajuta, v-am spus, uitați, continuăm mai jos. Am văzut. Va fi aprobat condiționat. Da. Aș amâna, să spunem chestia asta, până când, nu știu, bine, s-ar fost în 2 săptămâni, să spunem o lună de zile, cei care lucrează trama stradală vine să ne prezinte proiect. Și aș interveni cu așa ceva ulterior. Pentru că până atunci, v-am spus, vine cineva și îmi cere, vă dau alt exemplu, caietul. Proiectul total al trăzere 2,6 km. Noi avem canalizare pe plurielă doar 1,7 km. Putem să executăm, să spunem, acum, după ce au trecut lucrările acestea cu electrica, suntem foarte aproape să deblocăm lucrările pentru 1.100 de metri linie. Ce facem dacă vine cineva și cere un buz la kilometru 2, da? La 2000 de metri, unde noi nu avem pluvială, unde nu vom asfalta. Iar atunci nu se califică, e clar povestea. Deci sunt două lucruri. Asta doar din ce am pus noi aici, este din doar să reitereze și să întărească ceea ce ați acceptat aici de la restricție impusă. Da? Deci doar să spuneți aici... Nu e o contradicție. Da, exact. E bine ca și completare. Vedeți, dacă urmează să fie modernizare, iar lucrările de modernizare sunt deja procesate. Noi ni le propunem. 2020. Și dispune de utilități, apă, gaze, canalizare, electricitate. Adică exact ceea ce spuneți dumneavoastră că s-ar întâmpla în condițiile în care dezvoltatorul sau cine dorește să construiască acolo ar fi în situația asta. Asta spunem. Venim și clarificăm ca și reglementare. Să nu mai existe... O putem amânat până vedem proiectul de trama stradală? Și mai este o chestie. Și eu îmi doresc și o altă corecție, pentru că acum am văzut, de exemplu, zona cuprinsă între intravinanul de la 1-1-90. Rada Tricoiului nu este la 1-1-90, ci este undeva prin 2005. Deci noi trebuie să ne raportăm la punctul din 2005. De la acela, din 2005 și mai departe. Deci, n-a fost intravinanul, se oprea la Bărcescu aici, era, da? Deci asta trebuie corectată neapărat. Dacă vor de 2 săptămâni din, o putea să amărăm cu tot în schimb indicare și în domnul primar, dacă am permis să spun asta, sunt inițiatorul proiectului, puteți să-ți facă lucrurile pe ordinea de zi. Vă luam un an. Legat de celelalte amendamente, ați avea ceva de... Celelalte două amendamente, din punctul meu de vedere, nu sunt pentru acest punct. Sunt pentru ce facem noi, reactualizarea cubului. Știu, dar vin să completeze, să reglementeze, iar cubul probabil că o să mai dureze câțiva ani de zile. Putem, asta avea nimic, adică... Nu aici, nu pe punctul ăsta. Dăm, dacă este formul, creăm un, nu știu, o hotărâre, dacă e necesar, dar nu cred. Noi avem și un punct de vedere, l-am și scris și o să vi-l dau. Noi acum nu intervenim la acest punct 4, noi nu intervenim asupra indicatorilor din public, în nicio formă. N-avem nicio să modificăm noi din hotărârea publică. Discutăm doar de acceptarea unor punctului pe cele două grătele care le-am spus. Strada de aici și să te audă voluntar. Vă întrebam și dacă principiul pe care am enumerat aici, adică pare unul corect. Eu cred că trebuie să găsesc un punct, doar să vedeți respectat. Nu? Ok, atunci... Sunt principiile pe care noi ne-am propus. Chiar o să vă dau răspunsul meu pentru acestea două, oricum subiectul este ăsta, punctul se amână, și atunci vedem cu acestea două, 2 și 3, 2 și 2 și 2 și 3, unde intrăm cu el. Ok. Este pentru
Alegem că la data de 1.1.1990 a apărut doar acum. Deci în momentul când l-ați formulat, acum o săptămână nu știați? Noi acum am fost să punem mai atent la mi-am dat seama că de fapt nu se referă la din 90, ci la cel din 2005. Limita trasată în anexă este fixată la Tricoiului. Da. Dar până la Tricoiului nu era în 90. Înțelegi ce spun? Am înțeles. După 2000... Deci am că trebuia să fiți mai atent când ați formulat. Pare rău, dar să nu le fac eu încă toate, știi, ca să-mi treacă... Unele le mai văd, dar... Acum n-ar fi o problemă două săptămâni de întârziere, că... Și astea. Da, a fost de la mână. Păi nu e nevoie, că a fost de ordine. La trei trei? Da, trei trei. Nu e nevoie. Pentru că este încurcată data, pur și simplu. Și data și... Da. Și amendamentele se mai cere o prelungire. Nu așa, nu sunt de gând. Deci votăm? Da. Vă rog, cine este pentru? Ramunate. Ramunate. Împotriva? Poate până în ședința din data următoare o... Da, e o corecție ușoară. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor de elaborare a documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, pentru construirea unui drum comunal cu una de și de Silco. Aveți o anexă cu un drum propus. Acesta ar fi primul pas, primul lucru care putem face, să configurăm, să punem o nouă cale de acces. Și am pregătit documentațiile necesare în vederea obținerilor finanțări. Am luat limita cu Pantelimonul, nu? L-aveți acolo? Da. Am luat această limită cu Pantelimonul, deoarece pe acea zonă, ca și cale de acces, există doar un drum pe administrativ Pantelimon de 4-5 metri lățime. Și am gândit că se poate face o linie de demarcație între pe administrează Pantelimon, această bandă de 4 metri și un drum de 9 metri pe partea noastră. Întrucât este insuficient să fie 4 metri pentru două unități administrative să aibă o cale de acces. Protocolul de delimitare teritorială de ce două ATU-uri este semnat? Este un acord între unități, însă nu e definitiv. Trebuia o hotărâre executorească sau un... Pe această zonă, pornind de la strada Mărgăritarului, nu avem probleme. Problemele sunt sub strada Mărgăritarului până... Dar zona aceasta nu este plină cum în plus acela de tramă stradală, nu se suprapun. Ce se întâmplă? Există, să spunem, o cale de acces. Noi acum, practic, botezăm această cale de acces, o încercăm să o oficializăm ca și drum comunal. Ca și, mă rog, există în momentul de fapt, se elaborează un curs pentru... Da, și ce hotărâm noi acum, integrăm în lucrarea noastră. Da? Ceea ce hotărâm noi acum, o integrăm ca și drum comunal în trama stradală pe care o lucrează respectivii. Pentru că altfel, dacă noi nu dăm o hotărâre în acest sens, vom rămâne cu o fâșie de stradă. Dar e fac un singur punct care se face, nu se face un punct separat pentru acest drum? Nu. Și când de tramă stradală separat? Nu. Dar e reprins în punct? În buc? Da.
sunt căile de acces aferente. Dar sub formă de drumuri de exploatare, sub formă de alte, cum îi spune, nu are această denumire. Da? Nu are din această clasificare. Și au fost situații anul acesta, posibilități, de fapt, de finanțare a drumurilor comunale. Da? Pe la noi este un informatare a fost drumul comunal. Deci, asta va fi un singur curs, numai că încercăm prin această hotărâre cumva să-i... Că dăm statut. Să-i dăm statut. Să-i dăm statut. Deci nu mai e drum de exploatare, nu mai rămâne la 4 metri. Stabilim pe drum comunal și creăm un profil cu corespunzător. În momentul de față, în zona asta, mai puțin curs, trebuie să zic, mai mult, toată partea din deci, nici nu fac probleme că mâine va fi drumul aici sau în viitor. Știu ce înseamnă, ce a presupus de ce treia. Să spunem că măcar pe jumătate și tot pe expert și tot ne va lua. Așa, ca și tine. Ce spune de ce treia dacă suntem pentru noi, mă rog, se intersectează cu asta. De-aia era și referat de... Exact. Am venit și Pantelimonului să vedem ce facem cu segmentul acela de ieșire spre centură. Eu aș zice că tot segmentul acesta, având în vedere că se vrește și Pantelimonul și poate chiar mai mult Pantelimonului, am putea să căutăm o finanțare și la Consiliul Județean sau eventual, adică, sau o colaborare între cele două atelor, ca perspectivă. Urgența zero, să spunem, ar fi ieșirea către centură. Cei 2 km jumătate de terminalul Pantelimonului, dacă am reușit să-i acoperim, să le aducem măcar la stadiul de viață spate, astfel încât mașinile de mare tonaj să nu mai tranziteze localitate. Da. În momentul ăsta, în momentul acela am scăpat de traficul greu din localitate. Da, revenind la propunerea de astăzi, practic atingem atât OAT Pantelimon cât și OAT Voluntari. Da? Noi, practic, îi dăm statut, stabilim traseul și va urma cursul în anii care vor urma, astfel încât să ajungă să fie utilizabil în cel mai scurt timp. Da. Cât va dura? Vom vedea. În funcție de finanțe. Ok, putem vota? Da. Dar cine este pentru? Mulțumim. Numărul 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Dobrogei în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 1 pe teritoriul administrativ al Comunei Dobrogei. Erau câte doi reprezentanți, sau sunt câte doi reprezentanți din partea Consiliului Local și reprezentanți din partea primarului. Preocupați acolo pentru... din partea Consiliului Local, care sunt locurile, care ar fi propunerea. Rămân acele și se schimbă ceva. Rămân acele. Da. Cine era? Care? Cine era? Care? Eu și cu Bărbuie suntem aici. Deci aici e școala 1, și Răzvan cu... Ok, facem propunerea din noi. Din nou. Deci se propun pentru școala numărul 1 domnul Răzvan și domnul Răzvan. Nu, pe cine școala 1, școala 1. Păi, nu era la tăi școala 1. Exact pentru școala 1. Eu îți propun pe domnul Răzvan. Să pun domnul Scoare. Da, exact. Se spune la vot? Da. Ce este pentru? Ce este pentru? Ok. Din partea primarului va merge Alexandru în curând cu Alexandru. Bun. Mergem mai departe, da? Da. Sunt numărul 8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Dobrogești în cadrul Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale numărul 2, interpretarea administrativă al Comunei Dobrogești. Și aici propunerea era o... Domnul Pojan, că nu știu. Și chiar dacă nu este, deci propunem așa și... Să votăm.
Cine propune? Nu specificați în proces verbal. Domnul consilier, cât are a propus, domnul consilier, cât are. Cum am făcut la prima, la punctul anterior? Să ne mutăm urgent de acolo și
Și chiar dacă, să spunem, activitatea de stabilizare ar înceta, rămâne activitatea pe care ne-am dorit să stabilizăm și a ADP-ului. Asta ceea ce înseamnă domeniul public al localității. Care și acela necesită să punem în apartament, garaj, grecul, depozit și așa mai departe. Faptul că ăsta avem acum de 800 de metri pătrați în garajul de postare pe foarte mic, unde depozitează acele resturi vegetale este improbabil, atunci trebuie să atacăm subiectul ăsta până la finele anului, trebuie să găsim o soluție pentru ei. Știm cu ce intrăm anul viitor și un lucru neapărat trebuie să... Nu mai avem. Deci, localitatea s-a murărit și, deși oficial batem pasul pe loc ca acea cifră de 11.100 de locuitori, e mai greu să cred că suntem sub 16.000. Anul viitor va fi în centrul unde o populație și locuri. Sper să se facă altfel decât a fost în prima dată. Mult mai responsabil și mult mai asumat. Am văzut că s-a tratat pinul prea ușor anul trecut, data trecută, din partea de agenților care ar trebui să meargă pe teren, nu să se facă așa cum s-a făcut. Este foarte greu, și aici vorbim de modul de conviețuire. Deja am primit, eu am vorbit de mult de subiectul ăsta, deja am primit semne de la administratorii de bloc că sunt depășit de situațiile care se întâmplă în bloc. Nu li se declară cifra reală a celor care locuiesc în apartament. Singurul mod de a descoperi, să spunem, de a intui că în acel apartament nu trăiește o singură persoană, este consumul de apă. Da? Care este mai mare decât media per persoană. Și vă dau doar un exemplu, dacă a deschis ușa cel din încăperească e singura persoană, deși la intrare s-a arătat că sunt neși pe care de încărțăminte diferit. Da, era mai mult de 5 persoane. Toate chestiile astea creează presiune suplimentară și afectează, activitatea și viața celor în jur, dacă ne mințim așa. Nu știu ce soluție. S-a desfințat acel document, să spunem că era considerat comunist dată din mobil, dar a trebuit să existe ceva. Chiar și domnul comandant, dacă ați spus ceva, v-a spus că se lovește de aceeași situație. Foarte multe persoane, fără forme, nu că nu ai mult din noi. Locuiește cum locuiește. La rude, la... Vorba din rând. Asta că fiți o soluție, gândiți o variantă de a pune cât de cât în ordine treaba asta prin urmă. Dacă aveți alte aspecte de sesizație, a tras atenție, dar nu v-am înțeles. Ce detenii despre față? Cel mai avansat este în stabilire, am înțeles. Dacă nu mai știu să te las avansat, să te las avansat. Puteți fi întreba la investiții și vă spune exact care este stare. Dacă nu mai știu pe pregătiți să dacă nu mai știu și celălalt mic de la Caismi, dar nu știu dacă au fost investiții semnate sau care este stare, dar sunt avansate astea două. Celălalt de la Parcul Mare a avut, a fost înțelegerea de propuneri, acel concurs al studenților, da? Au fost 9 propuneri, dintre care una s-a detașat net. Au fost și 3-4 care nici n-ar fi trebuit să participe. Asta denotă pe rezultatea celor care au avansat. Pe baza propunerii determinate câștigătoare vom trece la etapa următoare, proiectul tehnic, TF-ul și proiectul tehnic. Să vedem acum și proiectele de finanțare. Nu înțeleg de ce pe partea de mediu nu s-ar finanța așa ceva. Da. Apropo de finanțare, vis-a-vis de organigramă, știu că noi avem o persoană care a trebuit să fie angajată pe fonduri europene. Da. S-a întâmplat ceva? Deocamdată nu s-a întâmplat nimic, deci postul nu este ocupat. Nici vis-a-vis de
aceste hotărâri europene, multe făcute mare lucru. Acum dacă tot s-a semnat și există permite să se vor aloca, va trebui să găsim probleme în procedură. Adică, care ar fi procedura? Cum ar trebui să se întâmple? Că înțelegem că e, organigrama este semnată. Mi-aș dori cu o persoană cu experiență pe tema asta, pentru că lucrurile nu sunt simple și nici nu prea are, să spunem, de la cine învăța segmentul ăsta, dacă pe celelalte, să spunem, cum ne pune mai cunoaștem și putem să mai împărtășim. Trebuie să fie cineva cu experiență care a lucrat, care știe efectiv cu ce se mănâncă. A dat un concurs, un anunț? Nu, și când aveți în vedere? Urmează până în timpul anului să facem un lucru. De asemenea, și pentru a avea subiect, la următoarea în ședința următoare, cel de arhitect șef, o să fie spate la concurs. Dar nu știu ce. Asta e ce mai important. Cam atât. Organizăm atacul.